Stăm de vorbă cu domnul profesor Vitalie Josanu, coordonatorul grupului de dans sportiv din Târgu Neamț. Părinții și copiii vă cunosc, însă nu vă cunosc în detaliu. Cine este Vitalie Josanu? Mi-ar place acum să spun că sunt un târg neamțean, pentru că deja locuiesc aici în oraș din 2001. Originar sunt de Republica Moldova, acolo m-am născut. După aceea am urmat facultatea de istorie la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și în paralel cu studiile am urmat cursurile de dans sportiv la Clubul de Dans Elegans, un club de dans studențesc coordonat de domnul Cornel Tătaru. M-am căsătorit cu soția, este din Piatra Neamț deloc, am fost angajat la Muzeul de Istorie din Piatra Neamț, după care detașați împreună cu soția aici la Târgu Neamț, soția muzeograf la Muzeul Memorial Ion Creangă Humulești, iar eu la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț. Nu știu în ce măsură lumea m-a cunoscut foarte mult ca muzeograf, știu totuși că mai mult am fost cunoscut și sunt cunoscut aici în Târgu Neamț în calitate de instructor de dans, pentru că din anul 2002 până în prezent, prin mâinile mele au trecut foarte multe generații de copii. De regulă, copiii, îmi place să spun și am observat lucrul ăsta, de regulă, prin mâinile mele au trecut crema, cei mai buni copii din Târgu Neamț. Asta aș putea să spun în cele câteva cuvinte. Cam ăsta sunt eu. Știu că domeniul de pregătire al dumneavoastră este altul. De unde pasiunea pentru dans? Pasiunea pentru dans vine de acasă. Copil fiind, mama, atunci când auzea o melodie, de regulă muzică populară, îi plăcea să ne danseze. Și atunci, ba, mă lua pe mine la dans, ba, pe fratele, mai mic. Și așa s-a sădit. Nu am avut, din păcate, norocul să fac dans popular la țară, nu am avut un instructor, dar a venit după aceea o instructoare pentru dans de societate.
A ținut foarte puțin, ca la țară cursurile țin foarte puțin, din păcate, nu întotdeauna au constanță. Așa am încercat și eu, de exemplu, am căutat să organizez un curs de dans la Petrican și la Urecheni, dar nu am reușit să mențin un curs decât cam jumătate de an. Ei, așa ceva s-a întâmplat și la mine în copilărie, dar mi-a plăcut foarte mult, am văzut ce înseamnă dansul sportiv și am ținut să fac și eu. Bineînțeles, am fost cam tot timpul cu ochii pe Codreanca, un club de dans sportiv care oriunde apare ia primul loc sau premiile speciale. Și mi-am dorit foarte mult să fi ajuns și eu într-acolo. Cândva părinții voiau chiar să mă trimite la Chișinău, la o trupă de dans, aveam abia 11 ani, dar atunci spunea problema că plec de la o vârstă prea fragedă de acasă și nu-i normal să întâmple lucrul ăsta. De aceea, abia atunci când am ajuns student, am căutat și am vrut neapărat să găsesc undeva o trupă de dans, în special dans sportiv, ca să mă înscriu să urmez și eu acele cursuri de plăcere. Eu, în primul rând, le-am urmat de plăcere. De aici vine acea pasiune. Pot face părinții pentru a-și înscrie copiii la cursurile dumneavoastră de dans? Înainte de toate trebuie să vrea. În al doilea trebuie să aibă răbdare, să nu se aștepte că imediat, să zic, într-o lună de zile copilul lor va ști să danseze foarte bine. Sunt cursuri de durată, sunt cursuri de voință, asta presupune, până la urmă este vorba de dans sportiv, presupune și un anumit antrenament. Și ca procedură este destul de simplu. Să vin aici la școala numărul 2, urmează, acum începe anul școlar, așteptăm să vedem sala de sport, cum va fi disponibilă și atunci, în funcție de orarul sălii de sport, ne vom putea încadra și noi cu programul. De principiu, undeva la orele 6:30, în fiecare vineri noi suntem aici. Și foarte probabil vom avea un orar pentru zilele de sâmbătă în sala de sport. Că atunci cel puțin o să fac cursuri și putem să lucrăm și noi. De când funcționează acest club de dans sportiv? Așa cum am mai zis, clubul de dans sportiv funcționează din anul 2002. L-am organizat încă era domnul Serafim Lungu, Dumnezeu să-l ierte. Atunci i-am propus să organizăm așa ceva în Târgu Neamț, știam că nu există, dânsul și-a dat acordul, ne-a sprijinit, ca tehnică nu aveam prea multe, aveam un casetofon cu vreo câteva CD-uri,
Dar am prins, așa a fost probabil și norocul, atunci am avut și o clasă întreagă de tineri, de clasa 11-a, s-a nimerit că toți erau basarabeni, parteneri și parteneră, și un grup de copii de clasa a doua. Cu aceea știu că s-au ținut de cursuri mai mulți dintre ei, acum sunt studenți dintre ei, chiar studenți foarte buni. Știu. De nou pas în spate, mic, reține spațiul, este mic. Și piciorul când l-a duc aici, trebuie să vină la încheietura, la cusătura pantalonului, da? Și trebuie să ajungă așa, și aici. Am înțeles că fac pentru asta. Și, unul, doi, trei, picior întins, și, oana la tine așa, aveți o răbdare de fier. Câte grupe aveți la acest club? În prezent am două grupe. Este grupa de avansați, grupul de copii pe care îi pregătim pentru înscriere în Federația Națională de Dans Sportiv și debutul în primele competiții ce se vor organiza, cred că de anul viitor. Și un alt grup de începători de anul trecut, acum practic ar fi intermediari. Grupul care am așezat deocamdată pașii de bază, au învățat să asculte muzica, câte ceva din poziții, nu putem să avem pretenții foarte mari în primul an. Și sperăm că acum, de la 1 octombrie, după 1 octombrie, să putem organiza un nou grup de începători. Sunteți instructor de dans sportiv, ce premii ați obținut? Premii am obținut înainte de toate, ca să zic, cel mai important până acum, este placheta Festivalului Tinerețe fără Bătrânețe din anul 2011, după aceea în anul 2012 am luat premiul întâi. Astea sunt cele mai importante premii. În special ne-am setat, e o poveste mai lungă, am încercat să organizăm cursurile de dans ca un hobby. Ne-am setat pe partea de spectacol.
Cam așa ceva să zic, pentru că acum cerințele în dansul sportiv sunt destul de ridicate, nu erau cel puțin când eram eu student, cerințele erau mult mai dansul sportiv ca gen de sport, nu era atât de tehnic precum este acum, nu era atât de pretențios, inclusiv la ceea ce se ține de investiții, de costumații, de toate celelalte. Și te puteai califica oricând, puteai să intri fără probleme. În timp însă lucrurile s-au complicat foarte mult. Eu am, ca debutant fiind, am gândit să organizez grupurile de copii, în primul rând să inițiez în dansul sportiv. Dacă aveau posibilitatea după aceea, puteau să meargă, mă rog, cu timpul crescând, ajungând la facultate, să urmeze, cel puțin erau inițiați. Drept dovadă, și acum am o studentă, a terminat cursurile de dans sportiv aici la noi și acum urmează cursurile la Elegance. Urma să plece la un festival internațional tineret în China, dar oricum, după jumătate de an a fost imediat remarcată, s-a integrat foarte ușor într-un colectiv de dans studențesc și acum practică dansul profesionist. Ei, noi cam pe asta am mers. Noi am mers în mod special pe spectacol. În schimb, datorită grupului pe care l-am acum de avansați, care, iată, au deja o vechime de 4 ani și au o anumită constanță, nu poți să-ți permiți să lucrezi cu o singură pereche sau două perechi câte să pot menține pentru competiții, pentru dansul profesionist. Și din cauza asta nu reușeam mai mult de 2-3 ani să am un grup. Pentru că încet, încet și văzând că este multă muncă și eu știu, poate și așteptările erau prea mari, nu am avut decât cam rămâneam într-un singur grup, cam cu 3-4 copii, 5 copii. Ei, în condițiile astea nu poți să mergi pe performanță, decât tot sperând să aduni un grup ceva mai mărișor. După aceea, am organizat... Datorită părinților, părinții mi-au propus să mergem mai departe. Să înscriem copiii la competiții, să mergem pe dansul sportiv, pe Federația Națională de Dans Sportiv. Atunci i-am întrebat dacă au răbdarea asta și voința. Mi-au spus că da, mi-au spus că sunt împreună, atunci am făcut corp comun și în colaborare cu antrenorii clubului de dans sportiv Ceahlău, domnii David, Ionuț și Irina, am inițiat deja de 2 ani acest program de pregătire intensivă și sperăm deja să-i lansăm de la începutul anului viitor în lumea dansului profesionist. Sperăm iarăși cu sprijinul domnului primar, care ne l-a promis și l-așteptăm.
ce concursuri ați participat și tot efortul dumneavoastră de de a arăta copiilor arta dansului sportiv, sunteți susținuți de sponsori, de administrația locală, de, nu știu, zic și eu. Principalii sponsori și principalii susținători, încurajatori sunt părinții, înainte de toate. Probabil că ați văzut și la reprezentația grupului de avansați, toată costumația este făcută la comandă, cu cheltuiala părinților. Inclusiv pentru asta, de exemplu, a fost nevoie de munca unui croitor special care știe ce anume și cum se coasă, le-a făcut costumația pe măsură, a venit din Transilvania, a stat la antrenorii David acasă, mă rog, cheltuielile și problemele sunt altele și mai multe, dar deocamdată nu aș putea să spun că am avut parte de sponsori. Nici nu am cerut, nici, dar dacă sunt, cu cea mai mare bucurie. Ce abilități trebuie să aibă un copil care își dorește să performeze în acest sport și care este vârsta de la care poți să înceapă? Voința și dorința. Astea sunt singurele abilități. Pentru că auzul muzical îl lucrăm aici și îl formăm. Picioarele, toți copiii au picioare de dansator profesionist și am să vă spun că noi, cei care lucrăm cu copiii în dans, nu lucrăm în mod special cu picioarele lor, ci lucrăm aici, cu capul, pentru că de aici avem toate comenzile și copilul trebuie să obișnuiască cu ele. Legat de vârstă, primim copii, eu am lucrat cu copiii de la vârsta de 5 ani și lucrez copiii de la vârsta de 5 ani până la vârsta de 18-19. Am avut la un moment dat și un grup de doamne care chiar au vrut să învețe, dar din păcate au venit fără partener și atunci s-au ținut de dansuri cam jumătate de an. N-au rezistat mai mult, eram doar 3 bărbați. Noi vă urăm succes în cariera dumneavoastră de antrenor. Poate o să deveniți și arbitru, de ce nu? Să aveți sprijin din partea autorităților și să ne reprezentați orașul la manifestările care se vor dedica acestui sport. Mulțumesc mult. Aici poate că ar fi trebuit să fac o precizare. Nu sunt antrenor. Pentru că nu sunt deocamdată, sau mai bine zis, n-am urmat formalitățile necesare pentru înscrierea în corpul antrenorilor. Mi-ar place cel mult să zic că sunt un soi de formator. Iar în ceea ce privește succesele, mulțumim foarte mult, să dea Dumnezeu să meargă și să avem și aluatul.